ne-a oprit pe autostradă pentru că s-a întâmplat asta. Ni s-a spart în mers. Asta, geamul de aici, de la trapo. A pocnit peste noi, avem... Asta nu e securizat, mă, frățică, nu se poate așa. Avem bucăți de ciobă peste tot. Sunt plină și eu pe scaun, am o bucată de ciobă aici. Gen. Și nu știu de la ce, efectiv a pocnit în timpul mersului. Nu eram sub niciun pod, nu eram sub nimic, what the fuck? Avem, efectiv, am cioburi și în geantă, și pe mine, și pe scaun. Zic că tremurăm ca niște, mă rog. Da, tremurăm. Da. Și acum nu știm ce să facem, pentru că eram în drum spre Ploiești și uitați ce avem aici. Și suntem plini, 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 deci am cioburi pe scaun, uite ce am aici. Nici nu pot să mă ridic. Oh, întrebă-mă o vocea. Sunt mega speriată. Nu, nu, că pe mine nu m-ați văzut până acum. Am încercat să dăm de cei de la Mercedes, că avem butonul ăsta aici special, dar ghiciți ce, nu lucrează în weekend. Și am încercat să dăm de cei de la OmniaSig, dar ghiciți ce, nu lucrează în weekend. Și dacă știți, așa, poate să, nu știu, să afli și comunitatea asta, să aflăm și noi ce ar trebui să facem în situația de genul ăsta, în care, adică, ok, înțeleg de sunul platforma. Noi am ales, am vorbit cu Cunașul și am ales să mergem ușor, să ieșim de pe autostradă, să ne întoarcem. Avem de mers 24 de km și mergem cu vreo 40 la oră, pentru că dacă, adică mai mult nu prea merge. Și acum, fix acum ieșim și ne întoarcem, o să lăsăm la el în garaj. Mă rog, în garaj, în parcarea subterană, că efectiv nu prea avem altă variantă. Dacă toate serviciurile sunt închise. Și sperăm să, mă rog, o să ne luăm toate chestiile din ea. Vă dați seama. Și sperăm să, na, să o rezolvăm luni, nu știu, sau o să sunăm, să încercăm să facem dosarul de daună cât mai repede și în principiu să ne dăm o mașină de schimb și să o ducem pe asta undeva. Nu credeam că e posibil așa ceva, să fiu sincer. Și bucata aia nu-mi place cum stau acolo. Da, nu se mișcă. Nu se mișcă. El i-a zis că nu se mișcă. Am încercat, nu, la valier. Nu s-a mișcat. Dar da. În principiu s-a spart tot geamul pe noi, efectiv. De fapt, poate să... Nu te auzi. Da, știi. Da, ți-am să-ți pui la valiera. Da, nu știu, s-a spart tot geamul pe noi, nu știu ce să vă zic. Mergem pe banda de... pe banda de urgență cu avariile puse. Și cam asta este, nu prea avem ce face, avem cioburi peste tot. Sperăm să nu ne prindă ploaia, pentru că aveam astea, ștergătoarele pornite. Aveam ștergătoarele pornite și a început să... na, și a început să se miște un ștergător și... o să-l las pe băiatul ăsta să treacă. Vedeți că ne întâlnisem cu un domn care... era fix cu platforma. Dar n-are sens să ne ia, că e cam aceeași chestie. În principiu nici nu o să poată să meargă mai repede, pentru că cel mai probabil o să facă mai mult damage decât e făcut deja. Și nu am vrea chestia asta, pentru că deja cel mai probabil o să stea foarte mult în service. Și sperăm să ajungem ușurel, ușurel acasă. Trebuie să lăsăm pe toată lumea să ne... să ne depășească. Să mergem ușurel. Da. Cred că ziceam că n-am vrea să ne plimbe ploaia. Și... cam asta este. Nu știu ce să vă mai zic. Că nu cred că ne-am întrerupt atunci. Mă rog. O să vă ținem la curent, în principiu, cel mai probabil pe aici. Sperăm să nu ne... sperăm că încă să ne ținem de promisiunea de a face vloguri până pe 24, dar nu putem să fim siguri de chestia asta, pentru că aveam niște planuri, după cum ați văzut și începutul vlogului de astăzi. Vreau să mergem la Ploiești, vreau să facem câteva 2-3 vloguri acolo, pentru că în București nu prea mai este stoc când vine vorba de ce voiam să cumpărăm și cum voiam să ne urăm casa și cu ce voiam să ne urăm casa.
Dar o să încercăm să facem tot ce putem și poate efectiv vă ținem la curent cu chestia asta, că na, nu știu. Sperăm să rezolvăm cu cât mai repede, măcar până plecăm. Sperăm să rezolvăm până plecăm. Da, nu vă mai plictisesc, nu am mai multe lucruri de zis. Vă rugăm să ne lăsați comentarii dacă aveți vreo, nu știu, vreun sfat, vreo idee, vreo orice chestie la care vă trece prin cap, poate o să ne ajute. Cam asta a fost momentan. Vă ținem la curent. Short update că am rămas așa, am lăsat totul în pom. Am făcut aproape o oră până înapoi în București, pe 30 de kilometri, am mers super încet și am ajuns, am lăsat mașina la cineva, o să o lăsăm aici până reușim să rezolvăm problema. Am aspirat mare parte din cioburi, dar n-am pică în continuu de acolo, nu s-a, geamul ăsta securizat nu s-a spart așa cum ar fi trebuit să se spargă, că practic între noi a picat o bucată de dimensiunea palmei mele, dacă nu chiar un pic mai mare, și s-a zgâriat și pielea, s-au zgâriat multe lucruri prin mașină. O să vedem ce facem, pentru că încă n-am reușit să dăm nici de cei de la asigurări, nici de cei de la Mercedes. Vlogul ăsta, după cum vedeți, n-a mers chiar cum trebuie și noi abia acum ne-am liniștit, abia acum ne-am revenit din sperietură, pentru că eram totuși pe autostradă, aveam, nu știu, 100 ceva la oră când s-a întâmplat chestia asta. Dar da, o să vă ținem la curent, să vedem cum rezolvăm. Am ajuns într-un final acasă. A fost o zi foarte complicată, emoțional, foarte încărcată pentru noi din punctul ăsta de vedere, dar suntem bine, nu avem nicio zgârietură, nu avem absolut nimic, deși o bucată de geam mare cât palma mea a picat fix între noi și au fost bucăți foarte mari de sticlă care au picat în spate pe banchetă. Am reușit să curățăm un pic mașina, am lăsat-o în parcare până la urmă și o să vă ținem la curent, pentru că mâine va trebui să sunăm, să vedem, să mergem să ne facă o constatare, pentru că probabil s-a zgriat pielea de pe scaune, probabil s-au făcut și alte, sunt și alte daune, plafonul este zgriat într-o parte, va trebui și acela înlocuit și am rămas fără mașina de sărbători. Din păcate, trebuie să vedem cum reușim să scoatem chestia asta la iveală, la lumină și să o rezolvăm. Dar, da, ne-a dat planurile puțin peste cap. Ne pare rău pentru asta. Sperăm că nu sunteți foarte supărați până din punctul ăsta de vedere și o să încercăm să revenim de mâine la vlogurile de Crăciun, așa cum era planul inițial. Vă pupăm, aveți grijă de voi și nu uitați să ne dați un subscribe, un follow pe Instagram și pe TikTok și ne vedem mâine. Pa!